Și salutare băieți, bine ați revenit la un nou clip pe acest canal. Astăzi suntem din nou cu Farming Simulator 20. O serie foarte iubită de voi, dar din păcate nu am mai postat ceva timp. Acum ne-am reîntors cu postările normale, sper. Acesta este un prim clip din într-o serie foarte, foarte mare cu această mapă, Wasnis, așa se cheamă. Bă, nu știu ce să zic, dar e foarte drăguță mapa. Astăzi aș vrea să recoltez niște grâu și să fac niște baluți de paie, pentru că plănuiesc să-mi cumpăr și niște animăluțe. Trebuie să-mi pun eu câteva moduri, pentru că aceasta este... Și băieți, v-aș ruga să buciți butonul de like, să dați un subscribe la canal, pentru că anul ăsta vreau să ajung la suma de 1000 de abonați. Dacă vreți să mă ajutați, v-aș fi foarte, foarte recunoscător. Și acum, haideți să trecem la treabă, zic. În primul rând, aș vrea să-mi cumpăr un teren cu porumb, cu grâu. Hai să vedem aici ce terenuri avem. Deja, așa, uite, îl avem pe acesta sus, în nord, câteva, și să vedem dacă sunt crescute. Aparent, acesta este crescut și cred că o să mi-l cumpăr pe acesta, numărul 93, și să dăm timpul foarte, foarte pe rapid, așa să crească cultura mai repede. De asemenea, haideți să luăm tractorul ăsta. Am văzut că avem câteva terenuri deja a noastre și aș vrea să mă duc să dau un pic cu discul, ca după aceea să mergem să îl cultivăm, să punem ceva pe el. Nu știu încă ce, cred că niște porumb, să facem niște silage, pentru că am văzut că silage-ul nu se vinde destul de bine, dar se face în cantități foarte, foarte mari. Și de aceea mi-ar plăcea să îl facem. Avem fendul ăsta foarte, foarte drăguț. Este un fend așa un pic mai clasic și cu un disc pe spate foarte, foarte fain de 6 metri. Deci o să ne descurcăm cu el foarte bine, spun eu. Și de ce nu, o să terminăm munca foarte rapid. Haideți să o luăm pe aici. Văd că noi avem terenul, al treilea teren este al nostru și pare că nu știu dacă e recoltat sau nu, sau are ceva semănat pe el, nu știu încă. Hai să facem aici o pozică de thumbnail, pentru că ne trebuie și o pozică de thumbnail. Haideți să punem la treabă, vedem dacă merge lucrătorul automat sau... Pur și simplu deja a fost discuit și arat și e gata de plantat. Mamă, am mers din greșeală, am dat pe alt utilaj, dar greu se mai mișcă. Nu, acest teren deja este gata de desemănat, nu cred. Deci atunci, haideți să punem tractorul ăsta aici, să punem discul, că tractorul ne trebuie la fermă. Haide mai întâi la shop să ne luăm alt utilaj care să semănăm. Și ce utilaj să luăm, încă nu știu, dar cred că ceva mic, pentru că avem un teren mic și un utilaj mai mare nu ar face față întorcerilor pe teren și s-ar bloca de fiecare dată și nu ar fi chiar ideal, ce să spun. Haide puțin până la shop, mai avem puțin, foarte puțin, ok. Ceva ce nu-mi place la mapa asta este că texturile, vedeți, ori devin albe, ori texturile la copaci devin așa foarte, foarte cartoon, adică nu sunt foarte reale. Ce semănătoare să luăm? Sau să luăm ceva mai mic, horșul ăsta, cred că mi-au horșul ăsta, deci am zis că facem și niște silici. Poate ne băgăm și pe niște porumb, pe niște floarea soarelui, pe mai multe. Haideți să punem
porumb acum, deoarece ne trebuie porumb. Hai să vedem dacă încarcă. Ok, încarcă aparent. Perfect, cred că pot să pun și fertilizator. Cred, nu știu, controlat în shop, dar cred că merge. Are aici. Ole, ok. Văd că merge tot cum trebuie și haide pe terenul acela să îl recoltăm cu porumb. Ok, hai să facem manovre. O, încet cât dăm tractorul alalant. Și pe seria asta o să pun de asemenea foarte multe moduri. Și moduri de mers pe jos, am multe grajduri, sper să găsesc niște grajduri pentru că nu avem aici pe hartă și ne trebuie grajduri pentru animăluțe. După aceea mai avem nevoie de multe tractoare, multe utilaje. Dacă voi aveți ceva tractoare interesante sau utilaje, să îmi scrieți în comentarii și eu o să vă dau un mesaj sau ne auzim pe Discord dacă vreți să-mi faceți să încerc utilajele voastre. Trimiteți-mi-le pe grupul de Discord. Mamă, dar mare mai e. Mare mai e. Așa, orșule. Ok. Mamă, ce întoarceri. Ce întoarceri nebune. Chiar da. Facem tot. Am lăsat acolo o bucățică foarte mică. Și cam așa se prezintă utilajul la muncă. Uitați ce fain e. Și băieți, avem aici un Class Tucano foarte, foarte interesant, făcut de prietenul nostru, Tester. V-aș ruga să îi dați și lui un subscribe și să-l ajutați să ajungă și el la suma de 200 de abonați. Aș fi foarte recunoscător vouă și el ar fi foarte, foarte bucuros, deoarece facem moduri foarte, foarte interesante și merită și el acolo un subscribe. Vă las linkul de la canalul lui în descriere de asemenea și a zis că dă foarte, foarte multe moduri gratis. Deci nu are doar moduri VIP, dar și moduri gratis. Deci duceți-vă acolo, dați un subscribe, să vă abonați, face un pack foarte, foarte tare în care vor fi utilaje și clasice și moderne. Deci nu strică o abonare acolo pentru ceva gratis. După toate astea, aici avem acest Class Tucano foarte, foarte interesant, care îl punem aici un puțin de la treabă. Să punem pe lucrător automat, pentru că am văzut că în partea aceasta avem, da, avem o problemă, avem o problemă cam mare. Cred că a terminat de făcut tot terenul, dacă nu mă înșel, nu, l-a făcut doar pe jumătate. Mamă, mamă, fendule, ce-mi faci tu mie, fendule? Deci, haide să-l poziționăm bine și facem noi parcela asta foarte mică, deoarece nu e atât de mare și cu o trecere cred că o terminăm, cred, nu știu. Ok, mă, ce întoarce face, că nu ai mai văzut așa ceva. Băieți, de asemenea, v-aș ruga să îmi dați un follow și pe Instagram. Am făcut un cont pentru Farming Simulator 20, la care postez destul de des, destul de des. Vi-l pun aici în descriere și, de asemenea, o să vi-l pun și pe Discord. Avem un grup de Discord foarte interesant, unde ne schimbăm modurile, mapele și tot ceea ce vreți. Puteți să-l cereți acolo pe Discord și vi se-l dă. Deci, dați și acolo intrați și pe Discord pentru că puteți beneficia de multe moduri și, de ce nu, și mape foarte faine. Asta fiind spuse, m-am blocat din nou. Bine, bro, bine. Bine, ok, haide, bro, haide. Mamă. Nu, nu
nu cred că mai folosesc această semănătoare, pentru că e foarte, foarte lentă. Vedeți și voi? Este foarte lentă, nu știu de ce. Cred că din cauza tractorului. Cred că din cauza tractorului. Dar ce să facem? Haideți să terminăm parcela asta foarte mică și după aceea mergem să începem să facem baloți, pentru că da, avem de făcut niște baloți pentru viitorile noastre văcuțe sau alte animale, nu știu încă ce vor fi, dar cred eu că în episodul următor o să avem și animăluțe. Nu știu acum ce să fac, să-mi iau un loading wagon sau să recoltez, să-mi fac baloți așa. Voi ce ziceți? Eu cred că este mai bine cu loading wagon, pentru că încărcăm acolo și le avem încărcate fără să mai cumpărăm alte utilaje care să despaloteze baloții și așa mai departe. Deci hai să luăm un tractor de aici. Cred că o să iau acest fen, pentru că nu am mai jucat foarte, foarte mult. Da, este un tractor foarte clasic din FS 20, dar merită jucat cu el pentru că este foarte tare și, de ce nu, foarte interesant și foarte puternic. Haideți să mergem pe terenul 98, 93, m-am greșit puțin, pe terenul 93 și să recoltăm acolo. De ce nu? Haideți să deschidem loading wagon. Spune că nu am acces la acest teren, dar am acces. Cum să nu am acces eu? Băieți, astea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până la punctul acesta. Cred că o să fac toate progresele de care avem nevoie offline și noi o să ne vedem în episodul următor cu multe progrese și sper eu și cu animăluțe, deoarece trebuie să caut niște moduri cu grajduri, dar dacă aveți voi ceva moduri interesante, să-mi dați mesaj și o să le încerc. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare, v-aș ruga să mai dați din nou pe butonul ăla de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!